Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la știri! Luni 29 iulie, la ora 11, au avut loc manifestările dedicate sărbătoririi Zilei Imnului Național al României în Piața Independenței. Ca de obicei, după întâlnirea oficialităților civile și militare, a urmat ceremonialul militar și o rugă, dar și închinare pentru poporul român, precum și un spectacol susținut de fanfara militară și corul vocal Armonia. Festivitățile s-au încheiat cu intonarea Imnului Național al României de către fanfara militară, corul vocal și întreaga asistență, dar și cu defilarea Gărzii de Onoare. Ca în fiecare an, pe 29 iulie se organizează activități specifice pentru sărbătorirea Zilei Imnului Național al României. Semnificația acestei sărbători a fost rezumată de noul prefect. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cere toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Amin. A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Data de 29 iulie a fost proclamată în conformitate cu legea numărul 99 din 1998, ziua Imnului Național al României, Deșteaptă-te Române, simbol al unității Revoluției României de la 1848. Deșteaptă-te România a fost cântat pentru prima dată în parcul Savoy din Râmnicu Vâlcea în ziua de 29 iulie 1848. La originea imnului național al României se află poemul patriotic, un răsunet de Andrei Mureșanu, publicat în numărul iunie-iulie 1848 al suplimentului Foaie pentru minte, inimă și literatură și transpus apoi pe o melodie culeasă de Anton Pan. Conținutul profund patriotic și național al poeziei a fost de natură să însuflețească numeroasele adunări ale militanților pașoptiști pentru drepturi naționale, mai ales din Transilvania, Nicolae Băcescu numind acest timp o adevărată marsiliază românească. Începând cu 1848, Deșteaptă-te România a fost un cântec foarte drag românilor, insuflându-le curajul în timpul momentelor cruciale, în timpul războiului de independență, cât și în primul și cel de-al doilea război mondial. În momentele de criză de după 23 august 1944, când după lovitura de stat, România a întors armele împotriva Germaniei hitleriste, participând la război în tabăra aliaților, acest timp s-a aflat în mod spontan pe buzele tuturor și a fost transmis pe postul național de radio, ținând țara în alertă. Același lucru s-a întâmplat și pe 22 decembrie 1989, în timpul Revoluției Anticomuniste, imnul înălțindu-se pe străzi, însoțind masele de oameni și unind întregul popor în sentimentele nobile ale momentului. Astfel, instituirea sa ca imn național a venit de la sine sub formidabila presiune a manifestanților, lucru consfințit de Constituția din 1991. A urmat apoi intonarea imnului național al României de către fanfara militară, corul vocal Armonia și întreaga asistență, dar și defilarea Gărzii de Onoare. Aceste momente au fost premergătoare încheierii manifestărilor. Thank you.
85 artilerie, Blai cu Vodă, însoțit de militari din cadrul unității. Informarea privind investiții de dezvoltare 2014-2020 aflată la mapa consilierilor a stârnit interesul unora din membrii Consiliului Local Municipal luni dimineață. Enetache, consilier local din partea Partidului Poporului Legea Cojocaru, a ținut să explice colegilor săi că unele dintre proiectele aflate în acest plan ar fi bine să se concretizeze mai devreme, în timp ce altele ar trebui să fie mai complexe. Una peste alta, consilierul a precizat că își dorește să ajungă până în 2020 și să vadă măcar o parte dintre aceste proiecte că au prins contur, mai ales că de la vorbe la fapte este drum lung. Cuvintele frumoase din spatele unor inițiative de proiecte trebuie să-și găsească locul și în fapte. Asta își dorește consilierul local PPLC Enetache, cel mai vârstnic dintre ei. Potrivit acestuia, este foarte important ca măcar o parte dintre aceste proiecte să-și găsească soluții și să fie gata înainte de 2020. Este un plan generos și îmi doresc să trăiesc până în 2020, să văd măcar unele din ceea ce este pus în acest plan. Măcar pasajul peste calea ferată Lacul Dulce și alte obiective foarte, foarte importante care sunt prevăzute în acest plan. Inclusiv zona istorică, pentru care am participat la un seminar uno-francez și pentru care am înțeles că s-a semnat un acord între România și Franța privind dezvoltarea sau îmbunătățirea aspectului clădirilor din zona istorică. Trebuie să se întâmple totuși ceva în această perioadă, după părerea mea. O schimbare, nu spun cu 360 de grade, să nu fi nimic, 180 de grade în modul nostru de a acționa, comparativ cu modul în care vorbim și scriem expresii sau propoziții ca trasabilitatea produsului de la producător la cumpărător sau dezvoltarea conurbației. Sunt expresii, cuvinte, fraze plăcute, dar trebuie să le punem și în aplicare. Primarul a intervenit cu câteva precizări tocmai pentru a domoli discuțiile apărute în sală. Ceea ce am pus la mapă este un proiect de proiect. Noi trebuie să ne hotărâm cu ce mergem, pentru că aceste dorințe, idei, gânduri trebuie după aceea așezate pe o fișă de proiect, trebuie îmbrăcate cu un suport tehnic și financiar și ele trebuie să fie puse după aceea pe masa negocierilor pe care le avem atunci când în exercițiul bugetar 2014-2020 al Uniunii Europene se va întâmpla să se deschidă anumite axe de finanțare. Ceea ce am propus noi pe diverse domenii, tocmai despre asta este vorba. Pe ceea ce știm acum, că ar fi axele, domeniile de finanțare pentru perioada cealaltă. Idei de trasabilitate și conurbație sunt denumirile pe care trebuie să le folosim, că ne place sau că nu ne place, pentru că ele se regăsesc fie în legile românești, fie în ghidurile solicitantului, atunci când vorbim cu de exemplu despre domeniul IMM, despre centre de afaceri, despre incubatoare de afaceri și toate celelalte. Dar aștept de la dumneavoastră propuneri dacă îmbunătățim, dacă vom crește acest proiect și după aceea încet, încet, repet, să-l așezăm așa cum el trebuie să fie așezat. Poze, nu ne ducem cu poze la Bruxelles, să știi, la Bruxelles ne ducem cu documente scrise și bine așezate. Planul întocmit pentru perioada 2014-2020 cuprinde proiecte pe domenii variate, de la infrastructură până la turism.
Prăileni își reclamă patronii la Inspectoratul Teritorial de Muncă pentru aspecte ce țin de programul de lucru, drepturile salariale, timpul de lucru și multe altele. În total, în primele 6 luni ale anului au fost înregistrate 260 de petiții. Inspectoratul Teritorial de Muncă Brăila, în vederea aplicării dispozițiilor legale în domeniile sale de competență în timpul controalelor, asigură consultanța atât angajatorilor cât și angajaților cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă. Modul de înregistrare și transmiterea elementelor contractelor individuale de muncă în Registrul General de Evidență al Salariaților, respectarea prevederilor legale cu privire la timpul de muncă și de odihnă, consilierea angajatorilor și a persoanelor identificate cu privire la efectele sociale ale muncii fără forme legale. De asemenea, asigură îndrumarea persoanelor care depun spre înregistrare la sediul instituției petiții privind încadrarea muncă sau desfășurarea activității în lipsa unui contract individual de muncă. Având în vedere un principiu de tipul mai bine să previi decât să tratezi, dialogul permanent dintre angajator-angajat se reflectă și în petițiile adresate ce au ca obiect aspecte legate de relațiile de muncă. Aceste petiții au venit atât din partea angajatorilor, cât mai ales din partea angajaților, individual sau în grupuri de salariați. Conflictul individual de muncă se rezolvă de către instanțele de judecată. Plângerea sau sesizarea instanțelor se face de către partea vătămată, respectiv angajator, angajat, care a fost vătămat în drepturile sale, și ele se judecă cu celeritate, în sensul că au o durată scurtă de judecare. Vis-a-vis de rolul nostru, rolul inspectoratelor de muncă în conflictele individuale de muncă. Pot face precizarea în primele 6 luni al anului 2013, s-au adresat inspectoratelor de muncă peste 260 de persoane care au considerat că au fost lezate în acordarea drepturilor ce deriva din calitate de salariat. Foarte multe dintre acestea, aproximativ 90%, au fost rezolvate, să zicem, prin verificări efectuate de către inspectorul de muncă la agentul economic, prin stabilirea de măsuri în sarcina angajatorului pentru respectarea legalității, că aici, în esență, asta este problema noastră. Nu de a da dreptate persoanei vătămate, ci de a constata dacă angajatorul și-a respectat obligațiile legale vis-a-vis de angajat în relația cu acesta. Considerând că am rezolvat, să zicem, pe care am amabilă, în sensul că nu s-au mai ajuns la instanțele de judecată și nu s-au transformat în 260 de conflicte înregistrate la instanțe, considerând că și aici am avut o oarecare contribuție, instituția noastră vorbesc, la consolidarea dialogului angajat angajator și, eu știu, întărirea rezultatelor acestuia. La nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Brăila s-a constituit Consiliul Consultativ Tripartit format din reprezentanții instituției, confederațiile sindicale și patronale, ce își propune să devină un grup operativ de schimb de informații care să contribuie prin activitatea sa la prevenirea încălcării legislației muncii în domeniul relațiilor de muncă și în domeniul securității și sănătății muncă, dar și la soluționarea pe calea dialogului tripartit a diferendelor de natură socială și economică apărute între angajatori și angajați. Mașinile de spălat vase și cele de spălat rufe au intrat în atenția comisarilor de la Protecția Consumatorilor Brăila, care au oprit temporar de la comercializare câteva dintre produsele verificate pe motiv că nu erau marcate corect, acordând în același timp 2 avertismente agenților economici verificați. Câțiva agenți economici din Brăila au primit vizita celor de la Protecția Consumatorilor care au dorit să verifice mașinile de spălat vase și pe cele de spălat rufe pe care aceștia le aveau la comercializare. Mașini de spălat rufe și mașini de spălat vase, toate de uz casnic. 3 operatori economici, cei mari, pentru că spălat vase au foarte puțini. 2 dintre ei au avut abateri simple. S-au controlat 163 de mașini diverse de rufe și de spălat vase de mărci diferite, în valoare de 192.212 lei. Abaterea au avut 18 mașini în valoare de 26.212 lei, motiv pentru care au fost oprite temporar de la comercializare. Marcarea care nu era corectă era informarea cu valorile de referință pe niște hârtii A4, fără să poată fi lizibile și fără să fie informat corect, complet și precis informatorul asupra acestor valori. Motiv pentru care s-au dat 2 avertismente. Controlele continuă și pe alte produse, iar angajații de la Protecția Consumatorilor Brăila vor aplica prevederile legale aflate în vigoare.
Statuile de pe Bulevardul Independenței vor intra într-un amplu proces de curățare. Pe lângă acest lucru, vor ieși și din anonimat, căci vor avea din nou, la finalul procesului, plăcuțe de identificare, așa cum au avut în momentul amplasării. Inițiativa este a Bibliotecii Județene Panaiti Strati, în colaborare cu cercetașii brăileni, Primăria Municipiului și Direcția de Cultură. În același timp, tot Bulevardul Independenței va trece prin transformări, mai ales că primarul Aurel Simionescu a declarat că până pe 15 august, de zilele municipiului, pe toată lungimea sa, bulevardul va avea zone verzi curățate și vor fi plantate noi flori. După ani buni în care au fost neglijate și multe dintre ele s-au deteriorat, statuile de la Bulevardul Independenței vor străluci din nou și vor purta cu mândrie plăcuțe de identificare. Ideea a fost făcută publică de primar, care susține că totul a plecat de la o inițiativă din afara instituției pe care o conduce. Am primit o propunere interesantă și am fost de acord și chiar am mărit puțin ideea. Din partea unei asocieri așa interesante, Biblioteca Județeană, cercetașii din Brăila, noi, pentru Direcția pentru Cultură, să luăm statuile care sunt pe Bulevardul Independenței, la școlilor, la Republicii, la gări, la Calea Galați, acele din piatră și care s-a pus pe ele și praful și noroiul și mizerie, și să fie spălate cu peria, cu apă sub presiune, cu ce trebuie ele spălate, repet, sub îndrumarea celor și de la cultură, ca să nu facem alte lucruri. Noi să luăm socrurile și să le băruim, tencuim, reparăm ce trebuie făcute la ele. De asemenea, sunt două monumente din metal la școlilor și la gării, la Ieremia Grigorescu, și să le dăm o altă fază, să punem și tăblițele respective care spun cum se cheamă statuile respective. În același timp și spațiul verde va suferi transformări semnificative, în sensul că nu doar porțiunea cuprinsă între Calea Călărașilor și Republicii va fi curată și frumos rânduită, ci toată lungimea Bulevardului Independenței va arăta frumos până pe 15 august. Și în același timp am cerut celor de la Seroplant să se apuce de zona verde cu mai multă atenție și să avem până în 15 august o acțiune mai intensă pe această zonă. Eu sper să iasă un lucru frumos, pentru că sunt elemente care au intrat în tradiția în Brăilei până la urmă, în peisajul Brăilei, și de care trebuie să avem grijă. E adevărat că nu s-a întâmplat asta de dinainte de 89, dar odată și odată, sigur că lucrurile trebuie să se întâmple. Proiectul cuprinde doar Bulevardul Independenței. Pentru statuia Anei Aslan, primarul Aurel Simionescu spune că va fi refăcută pe un alt tip de proiect. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Brăila a luat, a verificat magazinele care au bijuterii de metale prețioase și pietre prețioase, iar surprizele nu au întârziat să apară. Pentru neregulile identificate au fost acordate două avertismente, dar și două amenzi în valoare de 40.000 de lei noi. Amănunte aflăm din materialul următor. Bijuteriile sunt nelipsite din viața noastră a tuturor, dar nu orice bijuterie pe care o cumpărăm din magazin respectă prevederile legale. Tocmai de aceea, comisarii de la Protecția Consumatorilor au efectuat un control pentru a vedea care sunt neregulile și pentru a corecta problemele identificate. Bijuterii din metale prețioase și pietre prețioase. Au fost controlați 6 operatori economici. Din aceștia, 2 au avut abateri de la legislația specifică, au fost controlate cu organele de specialitate, subliniem, ale autorității naționale, există o direcție specială pentru controlul metalelor și pietrelor prețioase, au fost controlate 1335 de grame de aur și argint în valoare de 198.915 lei. Abaterile s-au referit toate la același lucru, în sensul că persoana împuternicită să aplice marca de garanție nu mai era angajată sau nu mai era asociată la firma respectivă și, în conformitate cu legea, în 15 zile ar trebui să dea poansonul pentru a fi desfigurat, pentru a fi desființat acel poanson, motiv pentru care s-au aplicat 2 sancțiuni contravenționale în valoare de 40.000 de lei și 2 avertizmente. Avertizmente referindu-se în amândouă situații la afișarea prețului, în sensul că se afișa prețul pe gram
de aur, iar bijuteria era cu pietre prețioase și ar trebui să afișeze prețul pe bijuterie. Bijuterie înglobând, evident, și o anumită manoperă, nu era vorba de un gram de aur și nu putea fi determinată cantitatea de aur atâta vreme cât avea piatră prețioasă în ea. Pentru a întruni condițiile legale de vânzare, toate bijuteriile și obiectele din metale prețioase trebuiesc să fie marcate cu marca de certificare sau marca de garanție proprie alături de marca titlului. Informații care vă pot fi de folos atunci când alegeți o bijuterie puteți găsi pe site-ul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor la secțiunea Infoconsumator. Asociația Județeană a Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere Brăila face voluntariat pentru persoanele vârstnice de ceva vreme, iar adresabilitatea este destul de mare. Practic, cei singuri care au nevoie de ajutor pentru a merge la medicul de familie, pentru a-și cumpăra medicamentele sau pentru a-și plăti facturile, pot apela la această asociație. Sprijinul reciproc este foarte important, susține președintele asociației, care a precizat că ar fi bine să existe mai multe persoane care să vină în ajutorul celor vârstnici, mai ales a celor singuri. O persoană ajunsă la o anumită vârstă singură apelează la vecini pentru diverse probleme, însă sprijinul nu poate veni de la aceștia la infinit, motiv pentru care una dintre asociațiile destinate persoanelor vârstnice din Brăila a decis să vină în ajutorul semenilor aflați în dificultate printr-un serviciu de voluntariat. Serviciul e organizat pe cartiere. În fiecare cartier, în Mărișor, așa, avem unul, două persoane, care, la solicitarea unui pensionar, așa, putem face însoțirea acestuia la medicul de familie, însoțirea la un laborator pentru efectuarea de analize, procurarea de medicamente, asta în domeniul medical, și alte probleme sociale care, de care are nevoie. Deplasarea, dacă e cazul de deplasări pe unul, se face cu mașina proprie personală, ăsta e voluntariat, sau cu taxiul suportat de către OLAF. Nu avem un alt fel. Să știți că funcționează destul de binișor și nu avem solicitări în acest sens. În felul acesta ne mai sprijinim și noi reci. Tot punem o altă. De exemplu, de voluntari. Da, da. Da. Atât. Din ce perioadă, de când ați început să faceți? Am cam un an și ceva. Da, respectivul telefon și noi știm că hipodrom e X. Trebuie poți să te duci să le iei, dacă nu, trimite pe altcineva, organizăm noi acolo, să-l ia pe respectivul, să-l ducă la, să-și facă o analiză medicală, o radiografie, să nu știu ce trebuie omul pe acolo. Că s-a săturat și el, apelează la vecin odată, apelează la alt vecin odată, dar e pe nimeni. Deși proiectul a fost pus pe picioare de ceva timp, abia la ultima ședință a Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al județului Brăila, ce a avut loc la prefectură săptămâna trecută, vestea a ajuns și la urechile celorlalte organizații ale pensionarilor. Schimbarea prefectului județului este o decizie politică pe care șeful PSD Brăila, Gheorghe Bunastancu, susține că trebuie să o accepte, mai ales că a fost luată la nivel central. Șeful Socialdemocraților brăileni a recunoscut că a avut intervenții pentru ca prefectul Mihaela Marcu să nu fie schimbat cu Gheorghe Obreja, dar în cele din urmă s-a supus votului majorității și algoritmului politic. Gheorghe Bunastancu nu a fost prezent la investirea noului prefect Gheorghe Obreja de sâmbătă. Chiar dacă la ceremonia de investire a noului prefect au fost prezenți câțiva membri ai guvernului actual, mari absenți au fost președintele Partidului Conservator Daniel Constantin și șeful Consiliului Județean Brăila, Gheorghe Bunastancu. Mai mult, acesta din urmă a declarat în cadrul unei conferințe de presă organizate vineri la sediul partidului că, până la urmă, totul a fost o decizie politică pe care a acceptat-o. Este o decizie a USL-ului în care acolo unde sunt primari și președinți de o culoare politică, ceilalți, la noi sunt de la ACS, ceilalți va trebui să pună prefectul. Asta este propunerea lor. A trecut prin guvern. Orice prefect care și-l doresc ei, pe asta și l-au dorit, am încercat și am făcut ce am putut. Din păcate și puterile noastre sunt limitate. Noi dorim să mai luăm și insula mică, să mai luăm și altceva și cred că nu putem să fim Gigi Contra într-o decizie politică. Că indiferent ce spunem, noi chiar discutam, la urmă urmei, prefecții trebuie asumați de cineva. Găselnița aia cu apoliticul este teoretică, nu este practică. Din punctul meu de vedere și este o afirmație personală.
N-a fost nici când a apărut legea. Tot trebuia cineva să și-o asume și acum și-a asumat-o ACD-ul. Vă reamintim că anunțul privind numirea lui Gheorghe Obrejea în fruntea prefecturii Brăila a stârnit reacții dure la adresa sa din partea tuturor forțelor politice locale, unul dintre cei mai vehemenți fiind șeful PDL Brăila, Alexandru Nazare, care a cerut liderilor locali să nu accepte schimbarea prefectului. Deputatul PDL de Brăila, Alexandru Nazare, are câteva inițiative parlamentare care vor veni în sprijinul oamenilor. Una dintre acestea vizează măsuri de relansare economică, în timp ce a doua se referă strict la ajutorarea celor care doresc să-și înmatriculeze o mașină și care, potrivit deputatului democrat liberal, în prezent sunt nevoiți să stea la cozi interminabile și mai trebuie și să alerge de la un ghișeu al poliției la cel de la RAR și invers. Printre inițiativele deputatului PDL de Brăila, Alexandru Nazare, sunt două care au impact direct asupra oamenilor, cel puțin așa susține deputatul. Primul dintre ele se referă la măsuri de relansare economică. Este vorba de scăderea cotei unice de la 16% la 12%, scăderea CSE-ului cu 5% și creșterea salariului minim la 1000 de lei. Este un proiect depus în urmă cu o lună la Parlament, împreună cu un grup de colegi din Comisia Economică a Partidului Democrat Liberal. Un alt proiect important se referă la ghișeul unic de înmatriculări. După cum știți, în momentul de față, cine vrea să-și înmatriculeze o mașină trebuie să meargă și la RAR, și la poliție, și înapoi la RAR. Și este un consum de resurse și de timp nejustificat din punctul meu de vedere, de aceea am depus această inițiativă legislativă să avem un birou unic și o bază unică cu automobile care să fie la RAR. Deci, practic, activitatea de înmatriculare pe care o desfășoară poliția să se transfere în cadrul RAR și să avem un singur organism care se ocupă de înmatriculări. Declarațiile au fost făcute de acesta la ultima conferință de presă susținută la Brăila, atunci când a făcut un rezumat al realizărilor sale parlamentare după 6 luni de activitate. Sâmbătă, peste 200 de brăileni au fost în permanență în jurul ringului amplasat în Parcul Monument pentru a urmări gala de box, ai cărei protagoniști au fost componenții loturilor naționale de tineret ale României și Bulgariei. Pentru că la Brăila au fost prezenți președintele Federației Române de Box, Leonardo Roftei, și președintele Colegiului de Antrenori, Titi Tudor, pe ring a fost și spectacol, nu doar box cu umbra. Cu toate acestea, la final, Leonardo Roftei nu părea liniștit deloc de ceea ce a văzut. Gală frumoasă pe ansamblu, foarte bine organizată de directorul CSM Marian Neta. Dar mai avem foarte mult de muncă pentru a putea să revenim în elita internațională, a spus marele campion român. De departe, cel mai spectaculos meci a fost cel din limitele categoriei 69 de kg, dintre Marian Pița și bulgarul Vanghelov. După o primă repriză în care s-au studiat reciproc, au urmat două runde de foc. Avându-l sfătuitor la colț pe Leonardo Roftei, Pița a exersat pe adversarul său o gamă largă de lovituri care au smuls ropote de aplauze de la spectatorii prezenți. Gala a fost organizată de CSM Brăila în colaborare cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, Primăria Municipiului și Consiliul Județean Brăila. La categoria 64 de kg, Marian Vișan a avut o evoluție palidă în fața vicecampionului european Zdravkov Popov, cel de-al treilea reprezentant al CSM-ului care va fi prezent la campionatele europene, Dragoș Ghionea, a avut doi adversari, pe Aurel Țurcanu și pe bulgarul Angelev Angelov, și a boxat cu adevărat numai cu cel de-al doilea. La sparingul de sâmbătă au fost două meciuri spectaculoase. Cel de la categoria 56 de kg dintre Nicușor Ciobanu și Peter Alexandrov și cel de la 60 de kg în care s-au întâlnit Arsen Mustafa și Ilian Kolev. Au fost dispute în care s-au dat mulți pumni, după care, dacă s-ar fi acordat decizii, românii ar fi fost declarați învingători.